Eduard Novak i-a înmânat lui David Popovici la revenirea în țară cecul de 200.000 de euro promis de oficialitățile din România. Tânărul de 17 ani a câștigat două medalii de aur la campionatele europene de natație de la Budapesta și a scris istorie conform observatornews.ro, premierul Nicolae Ciucă anunțase că sportivul legitimat la Dinamo va primi un milion de lei pentru cele două medalii de aur de la Budapesta. Acesta a susținut că performanța uimitoare a lui Popovici nu putea să treacă neobservată. Regele Natației a adus acasă cele două medalii de aur. La aeroport, campionul nostru a fost așteptat cu flori și covor roșu de Camelia Potec, Eduard Novac și Mihai Covaliu. De îndată ce a început evenimentul de gală de la salonul oficial al aeroportului Enricoandă, ministrul sportului a oferit lui Popovici cecul de 200.000 de euro. Popovici a zâmbit și a venit să facă poze alături de Novac în fața fotografilor. În numele guvernului României, este prea puțin pentru valoarea ta, a declarat Eduard de Novac la salonul oficial. Felicitări David, felicitări familiei tatălui mamei. Sunt prin sală, i-am văzut, ați făcut un lucru extraordinar cu copilul vostru ați făcut din acesta un port drapel. David a creat un val extraordinar în toată România. A reușit nu numai două medalii de aur, a doborât și trei recorduri de juniori. Poate deveni cel mai rapid om pe distanța de 100 de metri din lume, ceea ce nu este un lucru ușor de făcut. Asta am auzit o la Budapesta, spunea inclusiv președintele Federației Internaționale de Natație. Avem datoria să îl ajutăm pe David să fie cel mai bun sportiv din lume pe distanța de 100 de metri. Toată lumea știe că poți, a spus și Mihai Covaliu, relatează observatornews.ro.